Statul român a oferit anul trecut 540 de lei pe lună fiecărui refugiat, iar persoanelor cu handicap grav doar 234 lei potrivit datelor analizate de Agerpres. Puse una lângă alta, aceste cifre expun o discrepanță gravă în sistemul de asistență socială din România. Practic, cetățenii români cu probleme medicale sau dizabilități grave primesc de la stat un ajutor financiar care este pe jumătate din cât plătește statul pentru un refugiat, scrie Monitorul Cluj.ro. În perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2015 s-au acordat ajutoare pentru persoanele care au dobândit statutul de refugiat sau au dobândit protecție subsidiară acordată de statul român în cuantum de 540 de lei pe lună. Ajutoarele se acordă pentru maximum 9 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru cel mult 3 luni, fără obligativitatea rambursării, a spus ministerul. Bugetul personal complementar lunar, indiferent de venituri, a fost de 106 lei pentru adultul cu handicap grav, de 79 lei pentru adultul cu handicap accentuat și 39 de lei pentru adultul cu handicap mediu.